De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința Consiliului Local din Moinești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Doamna secretar general, stimați colegi, începem pe ședința pe comisii. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Scuze-mă. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2022 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor municipiului Moinești la data de 31.03.2023. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, pentru. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Marcu. Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal de Urgență Moinești asupra locuinței situate în imobilul din municipiul Moinești, strada Libertății, bloc B1, apartament 22, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Vă rog. Am văzut că data revocării este cu data din 1 a 4-a. E o greșeală acolo sau se revocă din urmă? Am înțeles, nu trebuia pusă la... Care însemna să emitem o altă factură pentru spital pentru luna aprilie,
Și nu s-a prins în ședința de la sfârșitul lunii martie? Am înțeles. Aveți alte întrebări? Dacă mai sunt alte întrebări? Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Două abțineri, da? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Proiect de hotărâre privind actualizarea cuantumului chiriei locuințelor pentru tineri destinate închiriere, construite de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în intravilanul municipiului Moinești, strada Mihai Eminescu, numărul 167, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, vă mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil, teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestuia la domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Moinești pentru anul 2023. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Moinești a bunurilor achiziționate prin proiectul dotarea elevilor din municipiul Moinești cu tablete școlare pentru desfășurarea în bune condiții activității didactice în contextul pandemiei de COVID-19. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind participarea la programul sportiv, promovarea ciclismului juvenil, derulat de Consiliul Județean Bacău.
Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 43 din 16.03.2018 privind aprobarea organigramei statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public comunitar local și evidența persoanelor Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata contribuției de hrană în cadrul creșei, primii pași, pentru părinții, reprezentanții legali care au în îngrijire copii aflați în risc de separare de familie. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind respingerea modificării ajustării tarifelor propuse de către SECE Compania Rompress Services S.A., de către OAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 06.05.2015. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Poftiți. Există riscul unei noi crize a gunoiului? Știți ceva? Nu, a fost o grevă ieri, au salariații rompresc, vis-a-vis de salarii, deci problemele de la firma dumnealor. A fost o grevă de avertisment, a durat 3 ore, după care au rămas de la firma. Aici sunt și alte întrebări? Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită prin instituirea dreptului legal de uz și servitute în favoarea SECE Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări. Da, mulțumesc că supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale, sportive și de mediu în municipiul Moinești, județul Bacău, în anul 2023 și a cheltuielilor aferente. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog.
Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? O abținere. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 43 din 27.03.2015. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Moinești și Asociația Protejarea Mediului în vederea implementării proiectului Viitorul începe azi, în cadrul programului vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea și finanțarea din surse proprii a intervențiilor aferente strategiei de dezvoltare locală, SDL, Municipiul Moinești, destinată zonelor urbane aferente strategiei zonelor urbane marginalizate ZUM și zonelor urbane funcționale aferente. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a lotului de teren cu numărul cadastral 67.793, situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, Bazar, județul Bacău. Rog șefii de grup să facă propuneri pentru comisie. USR nu are propunere. Din partea grupului PNL, propun pe domnul Ghioc și doamna Lăzăroaie. Grupul PSD, pe Iulian Busuioc și Budacă Cristian. Comisia de Urbanism, vă rog să aprobăm cele două nominalizări de la Partidul Național Liberal și PSD și pentru, dacă se poate, și pentru proiectul următor. Da, o să amintesc la proiectul următor. Dacă aveți alte discuții pe tema proiectului, dacă nu, îl supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți și alte propuneri, vă rog. Dacă nu, supun la vot proiectul cu propunerile făcute la Comisia de Urbanism. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot cu propunerile făcute. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, o abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a lotului de teren cu numărul cadastral 67.795, situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, Bazar, județul Bacău. O să vin rugămintea dacă acceptați, și o să vorbesc aici în numele Comisiei de Urbanism, propunerile făcute anterior.
Vă rog să vă manifestați votul, dacă sunteți de acord, cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia de Urbanism, dacă aveți și alte propuneri, dacă nu supun proiectul la vot cu aceleași propuneri făcute la Comisia de Urbanism, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot cu propunerile făcute anterior. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, o abținere. Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului privind informarea și consultarea publicului referitor la documentația de urbanism, plan urbanistic zonal pentru construire centru comercial cu parcări și organizare de șantier, accese pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclamă pe fațadă și în parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimentală, amplasare post-trafo, branșamente la utilități, strada atelierilor numărul 6, fostă numărul 5, drumul național 2G, municipiul Mâinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Pentru, da, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism, plan urbanistic zonal pentru construire centru comercial cu parcări și organizare de șantier, accese pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațadă și în parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimentală, amplasare post-trafo, branșamente la utilități, strada atelierilor numărul 6, fosta numărul 5, DN2G, municipiul Mâinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită prin instituirea dreptului legal de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Mâinești în vederea executării lucrării alimentare cu energie electrică bazin de not didactic, strand municipal, localitatea Mâinești, strada George Coșbuc, numărul 21A, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Da, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Stimați colegi, ședința pe comisie a luat sfârșit, urmează o pauză și ședința de plen. Bună ziua! Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, dragi colegi, declarăm deschise lucrările ședinței ordinare ale Consiliului Local al Municipiului Mâinești, convocată pentru data de 27 aprilie 2023. În conformitate cu prevederile alineatului articolului 133 alineatului 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 328/2023 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local pentru data de astăzi. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți în sala de ședințe un număr de 18 consilieri, din cei 19 validați în funcție, funcție de consilier fiind declarată vacant la ședința anterioară. Având în vedere ordinea de zi, în conformitate cu prevederile articolului 138 alineatul 15 din Codul Administrativ, vă consult asupra conținutului proceselor verbale întocmite la ședința ordinară și ședința extraordinară din luna martie și luna aprilie. Dacă există completări. Supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 23 martie 2023. Vă rog să vă exprimați votul. Mulțumesc. Cu 18 voturi pentru a fost aprobat conținutul procesului verbal din 23.03.2023. Supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 19 aprilie 2023. Mulțumesc, cu 18 voturi pentru a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din luna aprilie 2023. Dau cuvântul lui domnului președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi propusă de executiv pentru ședința de astăzi și a parcurge ordinea de zi. Mulțumesc, doamna secretar, stimate domnule primar, stimați colegi. Permiteți-mi să încep prin a supune la vot ordinea de zi care v-a fost transmisă. Ordinea de zi a fost adoptată cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și o abținere. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, să demarăm procedura de vot. Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 2 abțineri. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2022 al municipiului Moinești. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 31.03.2023. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem lăsa procedura. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Vă mulțumesc. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al municipiului Moinești. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota.
Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal de Urgență Moinești asupra locuinței situată în imobilul din municipiul Moinești, strada Libertății, bloc B1, apartament 22, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și 2 abțineri. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și o abținere. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 4 abțineri. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea cuantumului chiriei locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Moinești, județul Bacău. Consult Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și o abținere. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 2 abțineri. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în intravilanul municipiului Moinești, strada Mihai Eminescu, numărul 167, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem vota. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil teren de uz și interes local și atestarea apartenenței acestuia la domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, vă rog să demarăm procedura. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Moinești pentru anul 2023. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem procedura de vot. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare unităților de învățământ preuniversitar de stat din a bunurilor achiziționate prin proiectul. Dotarea elevilor din municipiul Moinești cu tablete școlare pentru desfășurarea în bune condiții a activităților didactice în contextul pandemiei de COVID-19. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru.
Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind participarea la programul sportiv, promovarea ciclismului juvenil, derulat de Consiliul Județean Bacău. Rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 43 din 16.03.2018 privind aprobarea organigramelor statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Moinești, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata contribuției de hrană în cadrul creșei primii pași pentru părinții, respectiv reprezentanții legali care au în îngrijire copiii aflați în risc de separare de familie. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind respingerea modificării, ajustării tarifelor propuse de către SECE Compania Rompres Service SA, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport, deșeuri municipale din județul Bacău, numărul 180/2957 din 6.05.2015. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Putem demara procedura de vot. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită prin instituirea dreptului legal de uz și servitude în favoarea SECE Del Gas Grid SA asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Moinești. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o neparticipare. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru și o neparticipare la vot. Punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural, sportive și de mediu în municipiul Moinești, județul Bacău, în anul 2023 și a cheltuielilor aferente. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și o abținere. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru și o abținere. Punctul numărul 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 43 din 27.03.2015. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru.
Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Moinești și Asociația Protejarea Mediului în vederea implementării proiectului Viitorul începe astăzi, în cadrul programului vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Vă mulțumesc. Punctul numărul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea... 22, îmi cer scuze... Proiect de hotărâre privind aprobarea și finanțarea din surse proprii a intervențiilor aferente strategiei de dezvoltare locală, SDL, Municipiul Moinești, destinată zonelor urbane marginalizate, ZUM, și a zonelor urbane funcțional aferente. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a lotului de teren cu numărul cadastral 67.793, situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, Bazar, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și o abținere. Având în vedere că la acest punct este necesar votul secret, vă rog să votăm. Comisiile. Comisia de numărare și validare a votului să delibereze.
Dau cuvântul domnului președinte al Comisiei pentru a da citire rezultatului votului. Proces verbal al Comisiei de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret pentru vânzarea prin licitație publică a lotului de teren în suprafață de 240 metri pătrați cu numărul cadastral 67.793, situat pe strada Tudor Vladimirescu, Bazar, județul Bacău. Comisia de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret, formată din Breahnă Neculai, președinte, Budacă Cristinel, secretar, Pascalini, Nini, Alexandru și Catană, Codrin, Ionuț, membri, a procedat la numărarea voturilor. Din totalul de 18 buletini de vot, sunt 17 valabile exprimate, 1 nul. În urma numărării voturilor, Ghiu Corneliu a obținut 17 pentru, 0 împotrivă, Busioc Iulian a obținut 17 pentru, Alăzăroa era Luca 17 pentru, Budac Cristinel 17 pentru, împotrivă niciunul. Drept urmare, au fost desemnați următorii reprezentanți al Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Ofertelor pentru vânzarea prin licitație publică a lotului de teren în suprafață de 240 metri pătrați, cu numărul cadastral 67.793, situat pe strada Tudor Vladimirescu, Bazar, județul Bacău. Membrii titulari, Ghiu Corneliu și Busioc Iulian, membrii supleanți, Alăzăroae Raluca și Budacă Cristinel. Semnează comisia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă mai sunt și alte intervenții pe marginea acestui proiect, dacă nu, lansăm procedura de vot. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru și o abținere. Punctul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a lotului de teren cu numărul cadastral 67.795, situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, Bazar, județul Bacău. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Domnul Breahnă, vă rog, închideți microfonul. Scuză-mă. Închis. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și o abținere. Întrebări, discuții? Încerc scuze, având în vedere că și la punctul precedent este vorba despre vot secret. Rog Comisia de numărare a votului să se întrunească.
Dau cuvântul domnului președinte al comisiei să citească rezultatul votului. Proces verbal al comisiei de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret pentru vânzarea prin licitație publică a lotului de teren în suprafață de 240 metri pătrați cu număr cadastral 67.795, situat pe strada Tudor Vladimirescu, Bazar, județul Bacău. Comisia de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret, formată din Breahnă, Neculai, președinte Budacă, Cristinel, secretar, Pascalini, Nini, Alexandru și Catană, Codrin, Ionuț, membri, a procedat la numărarea voturilor. Din totalul de 18 buletine de vot, sunt 17 valabile exprimate și 1 nul. În urma numărării votului, Ghiu Corneliu, 17 pentru, Busuioc Iulian, a obținut 17 pentru, Alăzăroaie Raluca a obținut 17 pentru, Budacă Cristinel a obținut 17 pentru, niciunul împotrivă la toți. Drept urmare, au fost desemnați următorii reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Ofertelor pentru Vânzarea prin Licitație Publică a lotului de teren în suprafață de 240 metri pătrați, cu număr cadastral 67.795, situat pe strada Tudor Vladimirescu Bazar, județul Bacău. Membrii titulari, Ghiu Corneliu și Busuioc Iulian, membrii supleanți, Alăzăroaie Raluca și Budacă Cristinel. Semnează comisia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă mai sunt intervenții pe marginea acestui proiect, dacă nu, vă rog să votăm. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru și o abținere. Punctul numărul 25. Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului privind informarea și consultarea publicului referitor la documentația de urbanism, plan urbanistic zonal pentru construire centru comercial cu parcări și organizare de șantier, accese pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațadă și în parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrală, amplasare post-trafo, branșamente la utilități, strada atelierelor numărul 6, fost numărul 5, DN2G, municipiul Moinești, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Domnul Breahnă, microfonul. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Vă mulțumesc. Punctul numărul 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism, plan urbanistic zonal pentru construire centru comercial cu parcări și organizare de șantieri, accese pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațadă și în parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrală, amplasare post-trafo, branșamente la utilități, strada atelierelor numărul 6, fost număr 5, DN2G, municipiul Moinești, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 27. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită prin instituirea dreptului legal de uz și servitude în favoarea SC Delgaz Grid S.A. asupra unei locuințe de teren aparținând domeniului public al municipiului Moinești, în vederea executării lucrării alimentare cu energie electrică bazin de nod didactic, ștrand municipal, din localitatea Moinești, strada George Coșbuc, numărul 21A, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o neparticipare. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului de hotărâre?
Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru și o neparticipare la vot. Punctul numărul 28, diverse, raportul de activitate al Clubului Sportiv Municipal Moinești pentru anul 2022. Bănuiesc că l-ați parcurs. Dacă mai sunt completări, vreau să dau cuvântul domnului președinte Nelu Hârlea. În luna aprilie, Clubul Sportiv Moinești a avut două activități sportive deosebite, niște rezultate extraordinare. În primul rând, fetele de la tenis de masă, echipa feminină, a plecat la Federația Neapărat și cei de la Craiova să merge să fie meciul de baraj pe promovare în Super Liga, de bine rău de echipe din țară. Vă rog să mergeți la un microfon, să vedeți la un microfon. Și ne-a rugat frumos dacă putem să jucăm aceste două jocuri, trebuia să joace tur-retur la Moinești și la Craiova, ne-a rugat să le disputăm pe amândouă la Craiova. Noi, în principiu, am fost de acord, ei au motivat că vor veni și mulți sponsori, va avea multă lume și noi am acceptat acest lucru din două chestii în care domnul observator ne-a sunat după meci și ne-a spus și că doamna Mihaela, antrenoarea noastră, de acord cu acest lucru, acum că nu știu eu ce să înțeleg din lucrul ăsta. Ori nu avea șanse și a mers să joace, deci nu era o presiune mare, ori a pus o presiune mare psihică pe cei de la Craiova, jucând la ei acasă, în fața suporterilor și sponsorilor. Oricum, deci am câștigat ambele meciuri și noi am promovat în Superliga. Suntem în primele 8 echipe din țară, unde iar acum avem onoarea de a vedea la Moinești jucătoare precum Bernadette Sioc sau Samara, care sunt campioane europene și campioane mondiale, care la tenis de masă. Momentan la Bangkok, care joacă acum și a luat locul 3. Deci e o mare onoare pentru municipiul Moinești și clubul CSM Moinești pentru acest rezultat deosebit pe care l-am obținut. Al doua acțiune a fost pregătirea celor doi frați, Creangă Voinea Gabriel și Creangă Alex, pentru campionatul european de Kwankido din Germania. O lună și jumătate a durat pregătirea lotului național care în fiecare weekend în municipiul roman, dar ghinionul a fost că cu 10 zile înainte de începerea concursului, fratele mai mic și-a rupt degetul de la picior și degetul mare de la picior și n-a mai putut participa. În schimb, a participat fratele mai mare, care la 5 participând la 5 probe a luat 4 medalii de aur și una de argint. Deci echivalentul campion european la într-o concurență selecție din sportivi din 18 țări și cu aceste rezultate extraordinare. Noi mulțumim domnului primar, domnului vice, membrilor consiliului local și toți cei care ne-au ajutat în activitatea noastră. Sperăm în continuare să fim ajutați și să obținem rezultate cât mai bune pentru clubul sportiv. Vă mulțumesc! Închideți, vă rog, microfonul, domnul. Doar câteva cuvinte vreau să vă adresez și eu pentru faptul că e vorba de sportul din municipiul Moinești. Spun eu că noi, executivul, cât și dumneavoastră Consiliul Local, am acordat o atenție deosebită, am alocat finanțare acestui club care are 9 secții. Vedeți că la toate secțiile sunt activități care aduc plus valoare și, în afară de aceasta, și sănătatea copiilor noștri. Dacă ați văzut de curând, începând de pe data de 14 aprilie, parcă dacă a fost ordinul de începere la stadion, construim acea bază sportivă finanțată prin Compania Națională de Investiții, o bază sportivă care are un teren de fotbal mare pe gazon artificial cu o nocturnă modernă, un teren de sport pentru tenis, handball, basket, pe tartan și o clădire pentru vestiare și
băi, dușuri, tot ceea ce e necesar pentru activitate sportivă în acea locație. Dacă o să treceți prin zona stadionului, o să vedeți un adevărat șantier. Acolo m-a surprins plăcut zilele trecute ce flotă de utilaje au adus și cât personal și cum se lucrează. Dumnealor au termen sfârșitul anului, parcă 10 luni, dar ei ne spun că în septembrie pleacă. Eu am mai auzit de la constructori astfel de afirmații, dar la cum au pornit s-ar putea să se încadreze. Nu numai la stadion sunt lucrări, în același ritm s-a lucrat și la bazinul de non-didactic, tot finanțat prin Compania Națională de Investiții. Undeva la sfârșitul lunii mai ar trebui să fie gata și acel bazin, dar voi veni în fața dumneavoastră cu o solicitare și anume aceea de a externaliza serviciile acestui bazin și nu numai acestuia, ci și a terenului de sport care îl construim acum lângă stomatologie prin finanțare jumătate de la noi, jumătate de la OMV Petrol prin contractul de sponsorizare pe care îl au cu noi pe perioada de 25 de ani, după cum știți, după contractul de concesiune pe care îl avem încheiat. Și e constituită la nivelul executivului o comisie care în acest moment caută soluții pentru ca aceste locații, încă o dată repet, bazinul de not și terenul de sport, să fie externalizate, să fie concesionate. Cred că interesul nostru nu este să încasăm o redevență mare, ci mai degrabă câteva servicii către copiii din municipiul Moinești și în același timp să reducem cheltuielile, pentru că, vă spun, ar veni o povară pe bugetul local, care nu e prevăzută acum în buget și nici nu mai e de unde, având în vedere cofinanțările și lucrări neeligibile pe care le avem la cele 32 de proiecte în derulare și care și încă vreo 5 care sunt semnate contracte și urmează să intre la finanțare. Așadar, dacă vom finaliza aceste caiete de sarcini, voi veni cu ele în fața dumneavoastră, le vom analiza împreună. Dacă cineva are idei, propuneri, se poate adresa acestei comisii și să reușim să descongestionăm sau să reducem cheltuielile din bugetul local pentru astfel de activități, dar și pentru servicii de calitate a celor care vor licita și vor și adjudeca licitația pentru a fi concesionate. În rest, le urez succes și eu. La ședința următoare vă rog să-i invitați pe acești campioni de la tenis de masă care, iată, fac parte din cele 8 echipe ale țării în Liga Națională, pe domnul Creangă, care a câștigat 4 titluri mondiale în Austria, parcă a fost. Da, în Germania. Și dacă mai avem pe cineva la tenis de câmp, băiatul a mai fost plecat, parcă, da? Până la ședința următoare, vă rog să-i convocați, să-i avem aici în fața noastră, să le adresăm felicitările noastre. În altă ordine de idei, vreau să vă aduc la cunoștință că vom avea o ședință extraordinară pe data de 4 mai, adică miercuri. Sunt câteva puncte pe urgență care au venit la mapă zilele acestea, plus că va trebui să depună jurământul și consilierul din partea Pro-România, care va ocupa locul rămas vacant. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule primar! Da. Da, domnul Costea v-a trimis, dacă ați văzut pe grupul consilierilor locale, o invitație. Vă adresez și eu această invitație pentru mâine la ora 16 la galeriile de artă. Vreau să vă spun că am fost zilele trecute la o expoziție de fotografie la Măgirești. Am rămas plăcut, impresionat de modul cum au venit cei din primărie și din Consiliul Local Măgirești la acest eveniment și nu numai ei, și din viața culturală a județului, nu numai a localităților. De aceea insist să veniți cu toții, pentru că e colegul nostru și chiar aș dori să vedeți ceea ce face el în timpul liber, nu în timpul programului. Dar e o muncă pentru un efort și chiar vă rog să ne fiți alături. Mulțumesc. Domnul Costea, dacă vreți. Mulțumim. Dacă mai sunt alte intervenții la punctul diverse, dacă nu, declarăm ședința închisă. Vă mulțumesc pentru participare. O după amiază plăcută. Adios.